Vă salut, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi să fie un video mai special, deoarece am ceva mai special și poate mai ciudat și mai diferit și poate chiar scârbos, ar spune unii, pentru că nu suportă lucrurile de genul. Așadar, celor care să vă placă, am rugămintea să dați acolo un mare, 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 mare like, dar probabil vedeți și din titlu, dar dați acolo un mare like dacă vă place. Și ce o să vă arăt eu în continuare, surprize, surprize, ce am aici în spatele meu. După cum am spus, cred că săptămâna trecută, o să vă și răspund pipi de la cățea, iar. Ai dreptate, nu l-am văzut. Da, de la aia mică, a făcut iar pipi. Mișa, o să vă răspund la o întrebare înainte de a începe video ăsta, să vă arăt în continuare ce am de arătat. Pentru că n-am apucat să filmez zilele acestea. Am fost și plecat, am avut și treabă, după cum vedeți, câteva zile lipsă de pe YouTube. Așadar, după cum am spus acum o săptămână și ceva, urma weekendul, tocmai ce s-a terminat, să merg la București la un eveniment cu reptile, cu rozătoare, cu pești și așa mai departe, șerpi, șopârle, la care v-am spus că voi participa, voi veni și puteți să veniți și voi la rândul vostru. Și v-am lăsat pagina de Facebook în descrierea evenimentului. Din? Ce date? La Bostani? Ce să faci la Bostani? Să ne uităm pe acolo. Ne uităm la Bostani, mergem, tati. Din nefericire, ce e, Lili? Și tu vrei toată lumea lângă mine acum. Unde? Din nefericire. Când am mers. Când ne-am lăsat pe fete și noi am mers. O să mergem, tati. Acolo. Dar nu acum, că acum facem altceva. Din nefericire, evenimentul n-a mai avut loc. Cu două sau trei zile înainte am fost anunțați, adică am văzut și eu pe pagina de Facebook a evenimentului, bineînțeles, că evenimentul a fost nu neapărat anulat, dar nu se mai putea ține din cauza că a crescut foarte mult rata de infectare la COVID-uț pe raza Bucureștiului și toate evenimentele de acel gen, fiind la interior, deși înainte ni s-a spus că băi, trebuie să ai testul, să fii cu mască și așa mai departe, caca, căcuța și șarpele a făcut caca, ia, am aici de lucru, da, mi-arată Nicolas acum noutățile, caca, pipi peste tot, așa e când ai animale, nu te aștepți pe unde mai găsești câte unul întâmplător, mai ales la cele mici. Și nu s-a mai ținut evenimentul din cauza că pur și simplu nu aveau voie să se țină evenimente de acest gen la interior cu multe persoane, indiferent că aveai mască, că aveai vaccin, că aveai test sau și așa mai departe. Și din păcate n-a mai fost și nu cred că a fost nimeni, vă dați seama, na. Ați văzut și voi, dacă n-ați văzut și ar fi culmea, da, tati? Nu e șarpele, acolo este animăluțul cel nou pe care o să vi-l arăt imediat. Și o să-l vezi și tu, tati. Da? Și după cum spuneam, evenimentul n-a mai avut loc din cauza faptului că nu s-a ținut. Din cauza ce am zis și eu. Stați că m-am dat, mă gândeam la una și am spus alta, în fine, da. Nu mai tai asta la montaj, o să las direct așa. Nu s-a mai ținut evenimentul din cauza faptului că pur și simplu au fost prea multe infectări cică în București și s-au amânat toate evenimentele și printre care și ăsta. Așa că nu știu când se va ține sau dacă se va mai ține anul ăsta, ceea ce este aiurea. Da, nu este șarpe, tati, este un șobolan. E ca Blue. Este exact ca Blue, tati. Deci, hai să vă arăt. Ce, tati? De ce nu ți-a pus din păi nu fuge, tati, că acolo stă, acolo îl avem aici, în căsuța lui. Da? Avem o femelă de șobolan pentru șobolanul meu mascul. Mai exact, Alex mi-a dat o femelă, pentru cei care nu știți. Am făcut recent video și am spus că i-aș lua o femelă. Și foarte mulți dintre voi ați și spus, da, ia-i femelă. Și i-am luat individului de aici, i-am luat lui Blue, o femeluță, i-am luat pereche, că de ce nu? Că e loc și de o femelă, nu? Face crescătorie de șobolan. Da. Sunt niște șobolani foarte simpatici, niște șobolani care sunt domestici, pot să le zic așa, sunt crescuți de un crescător. Pot fi exact cum îl am eu pe Blue, animal de companie. Și pe șobolan cu am luat-o tot ca animal de companie. O să vă arăt imediat, o să-i căutăm un nume. E o femelă tânără, dar hai să vă explic în timp ce o vedeți, că asta vreți, cred. Haideți că i-am adus aici să-i vedeți mai bine, că e lumina mai bună în partea asta. Și hai să vă prezint șobolanca pe care am pus-o aici. Oh, ce faci tu, fată mică? E mai sperioasă. Chiță-i. Chiță-i, uite-o, tati. Îți place? Da. Ce culoare are?
Alb cu ce? Maro. Ce, Lili, știi, ești curioasă? E gălbui așa. Din ce mi-a spus Alex, e Lili. Lili e curioasă și ea. Vrea să o lingă, nu știe ce e fată. Nu face nimic, șobo. Lili, Lili o împinge cu botul, așa e curioasă. Da, Lili, vezi? Ai, poate face asta, infarct, că sperii ăștia are șobolanii săracii de ei. Dai mă, Lili, dă-te mai încolo, se bagă peste mine în cameră. Băi, dă-te mă așa, nu mă lăsă. El nu-i speriat, el e învățat. Da, uite, vezi ce diferență. E o femelă tânără, are undeva la 2 luni și jumătate, 3 luni, mi-a spus Alex. O femelă care n-a fost niciodată... Da, dă-te mă, bagă ce-ați capul de aici. Nu poate, din cauza cățelei. Pur și simplu își bagă capul în mine. Ia, e foarte curioasă, nu știe ce se întâmplă cu asta. Da. Dai seama că vreau să o văd mai bine. Dai că o să-ți trag un pipi acum în față. Deci o să pișe pe nasul ei. S-a pișat și pe mine de vreo 2 ori. Că e foarte speriat așa. Da. Deci asta este șobolanca. Ia uitați-o. O șobolancă, din ce am înțeles, culoarea se numește Found sau Found sau nu știu ceva de genul. Datorită ochilor, așa, sunt mai închiși la culoare, roșii, negricioși. E o culoare asemănătoare cu el. Ia, uite, stai așa. Îl vrea pe prietenul lui, dar cred că el îl vrea, o vrea mai mult pe ea, o să o miroasă imediat. O, ce coadă lungă are. E și ea blândă, nu mușcă. E puțin mai mică, cred că de vreo 2-3 ori mai mică decât el, dar are și 2 luni și jumătate, 3 luni. El are deja, nu știu, cred că are 7-8 luni. N-are un an oricum nici el. E un șobolan tânăr. Da. Foarte frumoasă, ia uitați-o, ce simpatică e. Cine mănâncă? El sau Lili? Cine? Lili nu știu ce mănâncă acolo, nu văd de tine. Da, și asta e șobolanca. I-am luat pereche. De ce, o să vă întrebați, de ce aș înmulți șobolani? De ce? Pentru că, în primul rând, sunt niște animaluțe foarte frumoase. Ia uite ce simpatică e. Foarte inteligente. Nu sunt agresive, cum s-ar crede. Nu sunt sălbatice, sunt animale, v-am spus, crescute de Alex. Pentru cei care nu știți, fot Alexandru are canalul Ferma din Terariu, pe care vi-l recomand, puteți să vă duceți la el să vă uitați. El este crescător de rozătoare, de șerpi și multe alte păsări, diferite animale. După cum observați, e un animal foarte docil. Deci Lili e foarte curioasă. Uite cum îi dă pupic. Ăsta este șobolanul masculu, care e grăsul, uite, deci total diferență față de ea când îl țin acum, când îl țin acum pe el. Are culoarea blu, albastru așa, culoarea albăstruie, de asta i-am spus blu. E un argintiu așa, un silver. Tu i-ai spus blu, bine. Tu i-ai spus blu și cred că eu o mirosit-o. Și acum, hai să vedem dacă reușim să o băgăm la el pentru prima oară. Hai, nu mă mai lungesc. Așteptăm aici, ia să vedem noi. O miroase, nu o miroase, ce face? Asta e cutia și mai mare. Ia stai așa să vedem noi. Dai mă, dau pe partea asta, așa, ia uite. Se vede mai bine. Acum, nu știu, așa, asta de aici vine așa, dar bine, când o prinde pe sus. Acum e curioasă, cercetează. Nu se bat, după cum observați. Dai, tatica, îi băga mânuța și nu văd. Ai sete acum, dacă la ea acolo n-avea apă, că abia am pus-o acolo, am adus-o acum, i-am pus-o leacă mâncare și am zis că filmez și o băgăm aici. Da, nu roade, bea apă, tati, de acolo, bea apă. Tu ce faci, mai ești curios? Da, țipă așa, scârție parcă. Îți plac, tati, șobolanii? Ia spune tu. Îți plac, sunt frumoși, sunt cuminți, deși majoritatea oamenilor îi urăsc, nu-i suportă, îi omoară. Într-adevăr, nici mie nu-mi plac cei care sunt așa veniți de prin vecini, bagabonzii aia, care vin și îți mănâncă tot, îți rot tot prin hambar, să zic așa, pe la păsări și aduc boli. În schimb, ăștia sunt special crescuți de crescător, de Alex respectiv, pentru că el îi crește și cu asta se ocupă în principal, pentru cei care nu știți. Am făcut un video foarte pe larg în care am discutat și v-am arătat crescătoria lui de șobolani. La început mi s-a părut și mie ceva wow,
adică nu știam că există în România crescători de șobolani și vă întrebați ce fac cu șobolanii. În primul rând sunt folosiți ca hrană pentru șerpi, pentru șopârle, pentru alte animale mai mari. Deoarece, cum mie îmi plac păsările, mai mult decât șobolanii să spun, sunt foarte mulți care preferă să crească șerpi și alte animale, reptile în principal, sau chiar rozătoare. Pot fi folosiți ca animal de companie, fiind foarte inteligenți, sunt foarte ușor de crescut, de dresat, nu necesită un spațiu mare, multă hrană sau curățenie sau alte lucruri de genul. Adică tu să spunem că dacă ai un șobolan, doi, poți să pleci lejer de acasă 3 zile să-i lași apa și mâncarea și spațiu n-are nicio problemă, nu duce lipsă de nimic. Să spui că stai cu grija lui ca la un cățel sau ca la o pisică. Observați că se poate juca și un copil cu el fără să muște absolut deloc. Deci, sunt niște animale foarte inteligente, foarte simpatice. Numai dacă vă uitați la lăbuțele lor, sunt așa de mici, n-au gheruțe. Adică au gheruțe, dar nu zgârie, nu sunt așa cum vă puteți imagina. Nici eu nu am știut prima dată lucrul ăsta și îmi părea pur și simplu ceva dubios. Dar au început să-mi placă. Și acum am spus că hai să iau și o femeluță. Am vorbit cu Alex, vreau și eu o femeluță pentru el. Nu știam exact ce culoare să-mi dea și mi-a dat o culoare care seamănă. Bine, nu seamănă. Ce ai făcut? Te-ai deschis-o pe aia. Adică mă refer modelul acesta. E pe spate de o culoare și pe lateral e alb. Acum ce pui o să dea, nu știu. N-am idee câți pui o să iasă. Da, tati. Nu știu câți pui o să iasă. Gestația am înțeles că durează între 18 și 21 de zile. Pe acolo. Și în momentul când o să văd că are burta ceva mai mare, umflată și aproape de să fete, nu o pune tati acolo, las-o cu el acum. Ce faci? Nu, tati, pune-o înapoi. Pune-o aici. Las-o cu el, de acum îi lăsăm pe amândoi. Ca să facă puișori. Să prins cu ghearele acolo. Îi lăsăm aici pe amândoi, cu apă și cu mâncare, ca să poată să facă puișori. Și o să scoatem puișori. Și dacă pe viitor o să vrea cineva pui de șoarec, o să dau de șoarec, de șobolan, o să-i dau ca animal de companie și eu. O să dau și ca animale de companie. Sunt foarte simpatice, bineînțeles se înmulțesc foarte ușor și foarte repede. Lucrul ăsta se știe, nu o să-i las să se înmulțească necontrolat. Adică pot să o bag la împerecheat ca și la iepuri, când vreau, când nu vreau. Dacă nu vreau, pot să nu-i bag deloc. Dar nu trag, tati, nu doare când o trag așa, pur și simplu eu doar... Așa. S-a urcat, tati. Se vede diferența. Că este mai mare el. Da, pune-l aici ca să nu plece acum. Deși nu fuge, asta e ideea. Uite, eu ca să vă dau ca exemplu. Dacă îl pun aici, nu pleacă nicăieri. Adică să spuneți că pac, pac, imediat fuge și se spere și nu. Pur și simplu e un animal care, vedeți? E foarte blând. Știe și unde e locul lui. Foarte ușor de dresat. Am încercat și eu să-l învăț așa câteva chestii. Să vină la mine, să mânce din mână când îl las pe jos. Și poate. Dar nu prea m-am ocupat de el așa mult. Uite, e ca un copil așa mic, simpatic. Și are niște dințișori galbeni. Ia să văd, deci el avea dinții galbeni, vi-am arătat data trecută. Dinții galbeni. Da, ia cum are dinții. Sunt mai albi sau sunt tot galbeni? Dacă cade, ce se întâmplă? Sunt mai... tot galbeni. Tot galben par. Nu vă spălați pe dinți. Dacă cade, ce se întâmplă acolo? Lasă-l să nu cadă acolo, mai bine. Nu mai umbla, tate, la ca să nu pocnești asta de aici. Lasă, că e și așa sensibile plasticurile astea. Bun, cam asta ar fi, dragi prieteni. Asta avem ca și noutate. Am luat pereche lui șobo ăsta, lui Blue. Tate, ce nume punem la fetiță? Nu știu. Nu știi? Ce nume îi punem? Nu știu. Pe viitor o să-i separ înainte să fete. Am înțeles că e mai bine să-i separ pentru că risc să mănânce pui masculul. Tot Blue? Alt nume, tati, nu tot Blue. Risc să-i mănânce pentru că el întotdeauna va vrea să se împerecheze și atâta timp cât va vedea că are pui pe lângă el, o să vină la ea și dacă ea refuză, omoară pui instinctiv. Și ca să nu omoare puișorii, o să-i separ după. Dar chiar sunt foarte curios ce culori poate să dea din ăștia doi. Poate să dea și alb curat, poate să dea, da, multicolori, așa. Da, deci un mare, dar mare like pentru animăluțele acestea. Dacă vă plac. Și știu că o să fie și mulți cărora o să zic că nu le plac. Da, asta este.
Gusturile nu se discută. Și gusturile se mai schimbă, că nici eu poate nu i-a gream la început. Adică mă refer pe cei sălbatici. Pe ăștia, când i-am văzut de prima dată, m-am îndrăgostit de ei, de când i-am văzut la Alex live în fața mea, wow, am zis, ce dragi sunt. Da, ăsta e video, dragi prieteni. Nu uitați să vă abonați la canal și ne vedem data viitoare. Pa, pa!